Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Vorbim astăzi seară despre actualitate în învățământ, despre activitate intensă la Inspectoratul Școlar. Avem plăcerea să revină în studio doamna Marcela Mrejeru, inspectorul școlar general al județului Gorj, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit, bună seara, Hristos a înviat și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Sunt multe, am văzut că au venit deja foarte multe mesaje, chiar și SMS-uri, sunt și întrebări pe care o să vi le adresăm pe parcursul emisiunii, însă o să luăm pe rând pentru că sunt foarte multe evenimente. Chiar am spus activitate intensă pentru că practic trecem dintr-un eveniment în altul, pe lângă examene naționale și alte lucruri care sunt în fiecare an, s-au adunat parcă în acest an foarte multe alte lucruri. Deci, practic, nu vă puteți plânge că aveți timp morți în activitate. Nu am niciun fel de timp mort. Acum am venit direct de la Inspectoratul Școlar, așa cum v-am spus, și săptămâna trecută a fost o săptămână extrem de intensă, cu foarte multe activități. Am avut și o participare la un eveniment la Olănești cu o întâlnire cu cei care fac parte din cele DPS-ul zonal, da, pentru învățământul acesta profesional. Sâmbătă am avut târgul de oferte care s-a desfășurat în Shopping City Mall, un eveniment la care au participat foarte mulți părinți. Da, avem și câteva imagini. O să rog pe colegii mei din regie să dea drumul la aceste imagini. Ele o să vină în câteva minute. Trebuie spus că e o reușită și prin participare. Cred că au fost peste 1000 de participanți, așa ceva, la o socotea subțire. Da. Elevi, părinți, profesori și de la general și de la liceu și lumea interesată să afle cât mai mult despre liceele respective. Da, feedback-ul a fost extrem de pozitiv pentru că de la mai multe unități școlare am primit acest feedback în care ni s-a spus că a fost într-adevăr un eveniment bine realizat. Au participat 21 de unități școlare de licee din județul Gorj. Cele care nu au, care nu au participat au făcut acest lucru promovându-și oferta pe plan local. Trebuie să spun că toate liceele din municipiul Târgu Jiu au participat. Este un lucru extraordinar, de la cele mai bune colegii până la colegiile tehnice care au mari probleme în a-și realiza planul de școlarizare. De asemenea, au fost la evenimentul acesta, au participat și unități școlare, licee din județ, astfel încât ne-am dus la 21 de astfel de telespectatorii, da, au putut să vadă și câteva imagini și trebuie spus că a fost și un moment, să zicem așa, un spectacol până momentul la urmă. Momentul a fost organizat astfel încât să atragem atenția și să se vadă că este într-adevăr un eveniment cu ajutorul copiilor de la Palatul Copiilor și a directorilor cărora le mulțumesc pe această cale. Am reușit să organizăm un scurt moment artistic de o jumătate de oră, astfel încât lumea a fost încântată, a venit la cumpărături, dar totodată s-a și delectat cu programul pe care micii noștri artiști l-au realizat în fața dumnealor. Standurile, iată, aici avem copiii de la Palatul de la Palat, care... Amicii vioriști, da. Da, amicii vioriști, care au reușit așa să creeze o atmosferă extraordinară. Iar... Avem câteva standuri destul de bine reușite. Bine puse la punct. Toate standurile au fost realizate bine. Mi-au atras atenția în mod deosebit. Nu mi-a atras atenția în mod deosebit niciunul, pentru că toate mi s-au părut extraordinare. Elevii și profesorii implicați în promovarea unităților școlare, de asemenea, extrem de implicați și încercau să mă convingă, chiar am vrut să văd cum mă conving elevii de la liceele respective să devin elev, dacă eu aș fi elev.
Mi-a plăcut atitudinea elevilor de la cei care au participat la această promovare și de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și de la Colegiul Tehnic numărul 2 și de la Colegiul Tehnic Henicoandă și de la Bârsești și de la Bâlteni și de la Ecaterina Teodoroiu și de la fier. Muzică, Baia de Fier, da? Au fost de la Ion Mincu, de la Energetic, toate, dar absolut toate, de la Auto, Colegiul Auto, Traian Vuia, toate au reușit într-adevăr să aducă în prim plan ceea ce este important pentru oferta școlară, ceea ce este important pentru școala respectivă. Gheorghe Magheru a venit cu o ofertă extraordinară vorbind despre învățământul dual și alături de colegele noastre, doamnele directoare, a participat și reprezentantul CEO, Complexul domnul, Energie, da, care și domnul Hollinger, Bellinger, care a făcut de asemenea un lucru extraordinar, a încercat să convingă elevii de clasa 8-a să meargă la învățământul acesta profesional dual, spunându-le, vorbindu-le de facilitățile pe care învățământul dual le oferă. Aici avem Energeticul, iată Henicoandă, unde avem la fel un stand cu ceea ce au ei mai, ce este în evidență estetică. Aveți acolo două manechine, copiii care învață să tundă și să barbierească. Nu, știu să se promoveze. Deja am observat un lucru, că elevii, profesorii respectivi știu să se promoveze. Iată un grup de copii venit. Un grup de copii de clasa 8-a. Aici sunt elevi de clasa 8-a pentru că care primiseră mână, aveau și pliantele respective, au făcut o poză extraordinar. Sunt, probabil ei au fost foarte încântați, pentru că fiecare stand au fost și cu bombonele și cu discuții. Aici, împreună cu colegii mei de la Inspectoratul Școlar, care au participat și cărora le mulțumesc, și de asemenea aș vrea să mulțumesc celor de la CJRAE, cei care s-au implicat activ în organizarea acestui eveniment și în special doamnei Ofelia Tulpan, psihologii au un rol important în orientarea aceasta în carieră. Da, și trebuie spus că au făcut acea sondare pe care o fac în fiecare an privind opțiunile, s-a făcut în fiecare școală, practic avem ghidul acela al absolventului de clasa 8-a care ne ajută ca ei să facă cea mai bună opțiune, alegere, da. Să le punem la dispoziție lor și părinților ca ei să facă cea mai bună opțiune. E o reușită această târgă de oferte educaționale, mai ales că mai remarcam un lucru. Faptul că îți vin colegiile național teoretice, Tudor Vladimirescu, Spiru Hareț și Ecaterina, cele care chiar nu au nevoie, n-ar avea nevoie, pentru că oricum concurența este foarte mare, asta ne arată că a fost luat în serios. Luat în serios și că există interes și colegii noștri trebuie să-și promoveze, pentru că la aceste colegii rezultatele la olimpiadele naționale sunt deosebite. Anul acesta avem rezultate de marcă. Nu mai târziu, săptămâna trecută, am luat locul întâi la Olimpiada de Limba Germană, Olimpiada Națională de Limba Germană. Adică în fiecare săptămână când a fost organizată o olimpiadă pe un anumit domeniu, pe o anumită disciplină, am avut rezultate de la mențiune la locul întâi sau medalii de aur, așa cum este la informatică sau matematică. Da, rezultatele sunt, să avem și școli bune și foarte bune, avem și unități mai puțin bune, să spunem este așa. Este vorba de faptul că nu că sunt mai puțin bune, nu își fac planul de școlarizare, pentru că unii dintre părinți încă nu se acomodează cu ideea aceasta de școală profesională și unele dintre liceele tehnologice chiar merită încrederea părinților, pentru că nu unele, toate liceele tehnologice merită încrederea părinților, pentru că e de perspectivă o școală profesională în condițiile în care se oferă o anumită subvenție de la stat, aceea de 2 milioane, iar cei care merg pe învățământ dual primesc în plus de la partenerul, de la agentul economic, o altă sumă și posibilitatea încadrării în instituția respectivă, în întreprinderea respectivă. Adică aceste lucruri nu trebuie neglijate și părinții trebuie să știe un lucru altceva, și anume că după ce elevii parcurg școala profesională, pot să termine liceul făcând cursurile serale și atunci nimeni nu
nu are de pierdut, ba dimpotrivă, iau și o meserie și pot să-și termine și liceul la seral. Sau la, da, varianta cea mai bună este la seral sau frecvență redusă, mai există această frecvența formă? Frecvența redusă, da, dar aceasta nu se pliază pe cei care, pentru cei care au, nu se pretează. Și pentru cei care au părăsit sistemul cei mai devreme. Cei care au părăsit mai devreme sistemul, da. Deci atunci o șansă în plus este aceasta cu învățământul profesional. E o atenție sporită pe care o acordă ministerul, iată că și inspectoratul școlar învățământului profesional, tehnologic. Problema care rămâne este să fie convinși și părinții, pentru că este reticența aceasta. Cred că, în primul rând, părinții. Pe copii poate ea mai convinge, pentru că cei mai mulți dintre copii realizează așa cam care le este potențialul lor. Părinții au multă încredere și fiecare își vede copilul ca fiind undeva mai sus. E normal, e firesc, sunt absolut de acord. Dar nu este nemeritoriu faptul că faci o școală profesională sau nu este cumva de blamat. Ba dimpotrivă, este un lucru care se întâmplă, s-a întâmplat întotdeauna și oameni de valoare pot să au venit și din rândul acelora care au făcut mai întâi școala profesională, au urmat mai întâi cursurile școlii profesionale și după aceea au mers la liceu seral. Bine, mai e și problema cealaltă. Într-o vreme s-au luat foarte ușor diplomele, inclusiv de învățământ superior, și din cauza asta cumva toată lumea se așteaptă, adică de ce rămân eu doar cu profesionala sau merg la profesională, deci este cumva și această problemă. Această mentalitate, dar așa cum am spus, parcursul lor nu se poate opri doar, nu se poate limita doar la școala profesională, adică nimeni nu le stopează ascensiunea la seral sau ascensiunea mai departe dacă ia examenul de bacalaureat la facultate, adică, dar asta nu înseamnă că n-are și un loc de muncă, adică poate să se susțină, poate să meargă la facultate și să se susțină singură, adică să-și plătească facultatea fără să mai ceară sprijinul economic părinților. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe, că o să fie, sunt foarte multe subiecte și riscăm să nu le parcurgem măcar mare parte din ele. Spuneam că este o lună mai foarte intensă și mai suntem în pline evaluări la clasele a doua, a patra și a șasea. Am terminat deja cu clasa a doua. Da. Mâine încep evaluările la clasa a patra, mâine și poimâine sunt la clasa a patra. Săptămâna viitoare sunt cele de la clasa a șasea și totodată am constituit comisiile pentru testele naționale și pentru examenul de bacalaureat. Comisiile și centrele, mai întâi centrele, pentru examenul de bacalaureat și pentru testele naționale. Da, era o întrebare, vă spuneam, sunt câteva mesaje venite chiar înainte de emisiune și vă întreba dacă se menține varianta cu centrele zonale. Probabil vreau să spună că mai puține centre decât la evaluarea națională. Dacă se păstrează un număr mai restrâns. Da. Sigur că da, se păstrează acest lucru pentru economie. Da, și pentru economie, dar și pentru copii să... Da, era o întrebare de genul ăsta, deci iată un răspuns apropo de examenele naționale. Din ce ați văzut acum legat de organizarea acestor examene, mă refer la a doua, a patra și la a șasea, cum au perceput așa, cum sunt elevii vis-a-vis de aceste evaluări, mai ales că continuă situația aceasta mai ciudată, ele încă nu sunt luate în seamă. Copiilor nu li s-a părut extraordinar de greu, aveți experiența aceasta, nu li s-a părut foarte greu, ei puteau să termine și mai repede, spuneau unii dintre ei, adică avem copii destul de bine pregătiți, adică cei care pot să citească și să înțeleagă ceea ce citesc. Dar și cerințele au fost minime, să zicem așa. Minime. Da. Este nivelul de clasa a doua, până la urmă nu trebuie să luăm, să neglijăm acest aspect, că sunt elevi de clasa a doua și atunci normal era ca și cerințele să fie pentru nivelul lor. Eu cred că din ce în ce copiii încep și noi, începem să ne adaptăm la nevoile acestea ale tinerilor de formare și de a face o evaluare care să fie nu neapărat pe cunoștințe, cât mai degrabă pe aptitudini, pe înțelegere, pe alte lucruri de genul acesta. Care să ne permită ca în momentul când avem evaluările tip PISA să putem să avem un rezultat mai bun, pentru că copiii noștri cu siguranță ar putea puncta în unele capitole, dar evaluarea de tip PISA este tot formativă și sigur, din acel moment ei au de pierdut. Au de pierdut, sigur că, dar pe asta, acesta este rolul acestor evaluări de clasa a doua, a patra și a șasea, pentru a îmbunătăți rezultatele la testele PISA, evident. Pentru că am vorbit deja și de evaluare și de bacalaureat,
să zicem așa, nu că s-a stârnit panică, dar oricum lumea este preocupată și lumea școlii, chiar și a elevilor, faptul că în anul școlar următor vor fi mai puține clase decât în anii aceștia. Vor fi mai puține clase, vor fi aproximativ 118 clase, dar asta nu înseamnă că se va întâmpla vreo nenorocire, că rămâne deci cineva... Deci 118 clase la liceu, la clasa a noua. La liceu, la clasa a noua, sigur că da, ceea ce înseamnă că nu vor fi afectate. Deci nu va rămâne nimeni pe din afară, nu, în primul rând, să spunem acest lucru. Nimeni nu rămâne pe din afară, normele se păstrează, adică oamenii au în continuare locul de muncă asigurat, este firesc, este normal, trebuie să avem în vedere și acest aspect atunci când facem proiecția planului de școlarizare și... Dar trebuie să gândim în același timp și să ne gândim în același timp și la evoluția demografică a județului Gorj și evoluția demografică în ceea ce privește aspectul acesta al elevilor de școală, adică al copiilor, care este, trebuie să recunoaștem, o involuție, nu este o evoluție până la urmă. Numărul elevilor a scăzut drastic în ultima perioadă. Și va mai scade pentru generația care este acum clasa 6, a prima generație cu sigur pregătitoare. Sigur că, dar peste 2 ani am zis că va fi o mai mare problemă, dar cu o proiecție foarte bună, adică dacă avem în vedere faptul că n-ar trebui să mai facem, să scoatem ore, să titularizăm, să ținem ceea ce avem, să păstrăm ceea ce avem, eu cred că nu se pot întâmpla lucruri foarte grave nici peste 2 ani, atunci când are loc această scădere drastică. Adică trebuie să ținem de ceea ce avem și să nu mai expandăm normele și normativele să nu mai crească. Deci problema este că nimeni nu trebuie să-și facă neapărat, mă refer și din cadrele didactice acum, dar cu siguranță vor mai fi reduceri de posturi, dar în același timp să nu uităm că e un sistem care se mișcă, adică avem pensionări, sigur vor fi poate mai puțin intrări în sistem. Sigur că deci mai ies din sistem, pensionarii care ies din sistem nu sunt atât de mulți, dar titularizările nu vor mai fi atât de numeroase. Asta trebuie să știm, pentru că aceasta este situația la nivelul acesta, la momentul acesta, pardon. Adică nu trebuie să ne mai hazardăm în a scoate, pentru că dacă noi scoatem ore și mai titularizăm, în peste 2 ani vom avea, într-adevăr, probleme. Dacă ne abținem și dacă menținem ceea ce avem și dăm orele suplimentare la colegii noștri, nu vom avea așa de mari probleme. Adică, deci, practic, postul noi e mai greu de a se face decât acolo unde este neapărat nevoie și nevoie de calificarea respectivă și încercăm să menținem ceea ce conservăm, ceea ce există, sigur că da. Am înțeles, deci probabil am liniștit multă lume cu acest răspuns și mi se pare și... Că e corect să le spunem lucrurile acestea și să știe oamenii că nu se va întâmpla nimic, mai ales pentru titulari, dar nici pentru suplinitori, că nici toți suplinitori. Și aproape toți își vor găsi de lucru și în anul următor. Foarte multe întrebări primite spuneau un lucru tot de la cadrii didactice primite, e perioada gradațiilor de merit și foarte mulți se plâng că sunt foarte puține față de anii precedenți. Știu, este foarte adevărat, numărul de gradații este extrem de puțin, noi am afișat toate fișele, am primit și unele mici observații de la colegii mei, eu imediat am rezolvat această problemă, adică eu sunt foarte atentă și pe rețelele acestea de socializare, am colegi cu care comunic, pe care nici nu știu fizic, dar îi știu că sunt profesor și n-am vorbit niciodată. Sunt puține, dar asta nu înseamnă că vor fi probleme, pentru că anul acesta, în 2014, nu s-au acordat, a fost primul an când nu s-au dat ca atare, nu iese nimeni din plată anul acesta și sunt gradații care... Doar noi, practic noi. Exact, noi, noi, cei care intră pentru prima dată cu gradația. Numărul nu este nici mai mare, nici mai mic. Aș vrea să îi rog pe colegii noștri să intre și pe alte site-uri, pe la alte inspectorate, să vadă că ce este la noi nu e nici mai rău, nici mai bine. Poate suntem mai bine decât cei din jurul nostru. Sunt județe în vecinătatea noastră care nu au acordat nicio gradație de merit anul acesta. Bun. Să zicem că am rezolvat și adică mai mult subiect. De atât nu se poate, pentru că există o metodologie care spune clar 16% din numărul de profesori pe disciplina respectivă, de la disciplina respectivă, și atunci asta e. Atâta
Atâtea au mai rămas. Da, unul dintre cei care scriau și era din învățământul primar spunea, domne, în anii trecuți au fost și câte 20 și ceva de gradații la învățător, acum sunt undeva foarte la... Foarte puține. Da, foarte undeva puține. În jurul a 10, nu știu ce cifră, n-am reținut. Da, vreau să le spun colegilor că eu știu foarte bine situația din anii anteriori, atâta vreme cât am avut tabelul în față cu pe ultimii 4 ani, și dar aceasta e situația. 16% înseamnă 16%. Atâtea au mai rămas, repet. N-am fost până acum... Ce nu spuneți dumneavoastră este că în alți ani probabil s-au acordat și mai mult decât ne permitea, să zicem, procentul. Cei 16%. Da, și el trebuie făcut și pe cei 5 ani. Și acest lucru la 5 ani se reglează odată. Suntem, să zicem așa, la sfârșitul unui proiect sau, în orice caz, într-o perioadă avansată legată de o dezbatere organizată de minister la nivel național, educația care ne unește, acel proiect... Da, este un proiect care trebuie dezbătut și care până pe 7 iunie trebuie să aibă, până pe 7 iunie trebuie să avem un feedback din toate școlile în ceea ce privește părerea fiecărui profesor în parte. Așa cum știți, și dumneavoastră ați primit în școală un program și unele din dezbateri le-ați și organizat în ceea ce privește educația, proiectul acesta Educația ne unește. Prin acest proiect se încearcă, de fapt, creșterea autonomiei școlilor și independenței profesorilor. Este un lucru, cred eu, foarte bun. De asemenea, așa cum spune și titlul, Educația ne unește, lasă acest proiect loc liderilor, directorilor sau celorlalți lideri școlari posibilitatea să comunice ușor și să unească colectivele. Fie că vorbim de profesori, fie că vorbim de comunitatea locală, adică de părinți, fie că vorbim de elevi. Adică și elevii au un rol extrem de important pentru că unul dintre punctele forte ale acestui proiect este învățarea centrată pe elev. Adică mai întâi nevoile elevului și pe care trebuie să le luăm în calcul și să facem o analiză pe baza acestor nevoi. Acele dezbateri care s-au organizat sau se vor organiza în școli în perioada următoare, la ele participă pe lângă cadre didactice și părinții, membri ai comunității locale, deci cei care beneficiază cumva de toți învățământ. Beneficiarii, da, toți beneficiarii educativ, sigur că da. În acest sens, se vorbea la un moment dat de sosirea doamnei ministru. Este, deocamdată nu am o informație 100% sigură că va veni. Există promisiunea că doamna ministru al educației, doamna Ecaterina Andronescu, va veni în județul Gorj. Nu am încă confirmarea definitivă, e doar o promisiune a vizitei. Deci e într-un turneu, ministru, de fapt, în toată țara. Este, are un program extrem de aglomerat. Eu știu că doamna ministru, dacă o sun la ora 11 sau 12, lucrează și noaptea. E vorba de, așa, era vorba doamna de 11-12 noaptea. Da. 11-12 noaptea, dacă o sun la ora respectivă, doamna ministru, la ora 24, doamna ministru mă răspunde și stau de vorbă și nu are niciun fel de probleme. Comunic foarte ușor cu doamna și, ca și mine, toți ceilalți inspectori școlari din țară. Apropo de acest proiect mare, el se va finaliza cu apariția 3 legi care vor intra în Parlament undeva în luna iunie, era prevăzut inițial. Sigur că da, așa știam și eu, da. Da. Unele dintre schimbări sunt foarte apreciate de cadre didactice, sunt însă multe în suspensie și unele nu se regăsesc în aceste legi ca să putem discuta. Știu că întrebau, chiar era și întrebări de la colegi, ziceau că dacă tot sunteți invitat în emisiune să vă întrebăm pe dumneavoastră, și anume, cum se poate, dacă știți cumva mai multe decât ce a apărut legat de 20, 25, 30, deci pe ciclu primar 20 de ore medie, 25 la învățământul gimnazial și 30 la învățământul liceal. Este doar un proiect, se analizează, încă nu este definitivat acest proiect. Acesta e și motivul pentru care noi... A fost întors de la Parlament, deci e în Parlament în momentul de față. Este în Parlament, s-a întors pentru că au existat unele voci care au spus că 20 de ore e prea mult, alții au spus că este puțin.
Eu știu așa că ar trebui să ne gândim în primul rând la interesul elevilor și nu neapărat la planurile noastre sau la programele noastre, planurile cadru sau la programele noastre, care și ele vor intra în lucru dacă se întâmplă acest proiect, dacă aceste legi intră și vor fi dezbătute și aprobate. Da, o altă discuție mare este lansată de acele cicluri anunțate de minister, care se schimbă, pleacă de la se scoate pregătitoarea, se începe cu clasa 1 la 6 ani. Clasa 1, da, 3 la 6 ani. 5 ani este un ciclu primar, 4 ani ciclu gimnazial, 3 sau 4 cel liceal. Și ați văzut că este un an pregătitor pentru cei care nu reușesc sau remedial, de remediere așa, pentru cei care nu că rămân repetenți. Ei aprofundează. Dar nu fac respectiv, față cerințelor. Nu fac față cerințelor. Este un lucru care se întâmplă și în alte state ale lumii și știm lucrul acesta. Adică pentru aprofundare și pentru a nu rămâne cu anumite goluri, anul respectiv este absolut obligatoriu și este un an în care se umplu acele goluri pe care un elev le-ar putea avea la clasa a 8-a. Da. Un lucru foarte bun pe care îl susține acest proiect este scăderea numărului de elevi la clasă. Ați văzut că se merge pe numărul de 25 de elevi. Este un lucru foarte bun. Știți că noi am avut o discuție amândoi la emisiune, dar nu vorbeam neapărat despre, nu aveam nicio cădere să văd, dar vorbeam ce am vrea noi să facem, adică cum ar fi bine și iată că numărul acesta de 25 de elevi nu este chiar ceea ce ne-am dorit, pentru că performanța se face cu un număr scăzut de elevi la clasă, nu cu un număr mare de elevi la clasă. Și ar fi putut fi și mai mic, dar totuși, de la 30, de la 28 la 25, eu zic că este totuși o scădere, că știți, ne ducem spre maxim 30 și, iar acum bun, maxim avem și școlile 25. De centru, să spunem, la Târgu Jiu, care sunt cu clase undeva 30-32. Aveți și 37, asta nu știam, asta știți dumneavoastră. Avem. Și vom coborâ la 25. Vor apare posturi noi, clase noi. Este de multe ori greu de gestionat ca spațiu de aceste școli. De nu sunt decât câteva. Nu, eu zic că acolo unde există acest număr și știu pe unde există, pot fi gestionate chiar foarte bine, pentru că e vorba de colegiile mari și de școlile mari unde au spații, într-adevăr, și un lucru benefic. Sau se mai construiesc. Sau se construiesc, exact. Sunt școli care sunt în reabilitare și unde sunt investiții extraordinare. Vorbesc de școala Alexandru Ștefulescu, unde există o investiție foarte mare. Una mare este și la Sfântul Nicolae. Și una mare este la Sfântul Nicolae, unde aproape că e finalizat nivelul, cel de-al doilea nivel, al treilea, cum ar veni, al școlii. Lucrurile acestea sunt lucruri care se întâmplă și sunt bune, dar aceste școli mari, eu zic că gestionează bine și pot să echilibreze, chiar și dacă crește puțin numărul de ore. Încă un lucru pe care doamna ministru l-a susținut și la întâlnirile pe care le-am avut în perioada anterioară a fost creșterea autonomiei decizionale a directorilor, mai ales avea așa și un lucru pe care îl susțin cu toată tăria. Colegiile naționale și colegiile acestea centenar, deci care și-au depășit 100 de ani, ar trebui să aibă mult mai mare autonomie în ceea ce privește decizia. Este un lucru benefic. Directorii aceștia ar trebui să fie în stare să-și aleagă singuri corpul profesoral atunci când se întâmplă să scoată ore. Aici e problema. Ar trebui modificată, cred că și legislația, ca să le permită acest lucru. Am înțeles că se va umbla și acolo. Deci dacă se va modifica așa, da, e o șansă ca măcar colegiile naționale să poată să-și aleagă echipa, adică să nu se, pe un concurs de dosar să ne trezim cu cine știe ce profesor. Sau să aibă autonomia Consiliului de Administrație să refuze o candidatură, chiar dacă, să zicem, punctajul din dosar ar Știți putea fi mare. Știți că dosarele sunt dosare până la urmă. Sunt hârtii până la urmă, știi foarte bine. Da. Și atunci, asta nu înseamnă neapărat că un dosar arată nivelul de pregătire al unui cadru didactic. Uneori arată, alteori nu, adică sunt și ele relative, cum de altfel toate evaluările au un grad de subiectivitate destul de ridicat și știm acest lucru. Orice evaluare
are un minim de subiectivism. Suntem la momentul în care învățământul sunt lucruri bune în învățământ, sunt lucruri mai puțin bune, sunt lucruri care se cer schimbate și dovadă că asta încearcă să facă ministerul prin noua legislație. În același timp, toată lumea așteaptă de la învățământ foarte multe lucruri. Deci pare, dacă ne uităm în societate, la învățământ și la fotbal pare că se pricepe toată lumea, deși la fel de adevărat este că rezultatele învățământului par să scadă de la an la an, dacă le comparăm cu cele de acum 10 ani, să spunem așa. Pare undeva în descreștere, cel puțin ca mare, în mare parte. Există mare școli care performează și care au performat totdeauna sau poate acum fac mai mult, dar, per general, senzația aceasta este că și învățământul, ca și alte domenii, coboară, nu urcă acolo unde ar trebui să fie. Eu cred că ar trebui o legătură mult mai strânsă cu familia și cu comunitatea locală, bineînțeles. Familia și comunitatea locală, așa cum spuneți, toată lumea se pricepe la educație și la fotbal. Păi dacă toată lumea se pricepe la educație și la fotbal, îi invit pe părinți să participe ori de câte ori sunt convocați la ședințele cu părinții, pentru că e normal să participe și să cunoască situația copiilor dumnealor, să meargă la școală ori de câte ori consideră dumnealor că copilul are o problemuță cât de mică, pentru că acolo există un consilier școlar care poate să-l ajute și să-l îndrume spre a rezolva problema respectivă. Adică ar trebui ca această legătură să vină nu numai de la noi, dinspre școală, spre părinți, să vină și părinții spre școală. Pentru că degeaba noi facem solicitare, dirigintele sau profesorul face solicitare să vină părinții la școală. Și dacă nu vine... Și dacă nu vine aceasta, știți foarte bine că vă confruntați ca director la ședințele cu părinții, nu vin toți. Interesul crescut al părinților pentru copii se vede și din participarea la aceste ședințe cu părinții. Copilul este cel mai important pentru orice familie și atunci, chiar dacă ești la 40 de kilometri distanță și te cheamă directorul sau te cheamă dirigintele la ședință, eu consider că este absolut normal să participi, să vezi cum evoluează, pentru că un copil care este verificat, controlat, mă rog, nu neapărat, deci căruia ei se spune, mamă, tată, uite, ai mici probleme aici și asta să se întâmple de mic, nu să se întâmple doar la liceu când personalitatea lor este foarte dezvoltată, când sunt în formare și când au opinii și când pot să intre în micile și normalele disensiuni cu părinții. Până la urmă, între generații apar întotdeauna aceste mici problemuțe. Dar dacă este un copil care a fost întotdeauna, a comunicat ușor cu mama și cu tata și a comunicat ușor cu școala, este un copil care se poate schimba, pentru că e normal să aibă izbucniri de personalitate. E în formare și înțelegem acest lucru. Avem câteva mesaje venite și între timp, o să vă citesc câteva din ele, unul dintre ele este puțin mai lung și o să vă rog să-l și comentați. Sunt fericit că la conducerea ISJ Gorj se află domnișoara profesor dr. Marcela Mrejeru, cadru didactic de certă valoare profesională, dascăl cu caracter și înaltă moralitate, dedicat școlii și educației de succes. Plecând de la acest adevăr, vreau să întreb pe domnișoara inspector școlar general dacă va reuși să redea școlii gorjene credibilitatea și starea de normalitate pierdute pe perioada dictaturii lui Ișvan. Dacă va reuși să reașeze sistemul educațional din Gorj pe acele principii și valori care să-i confere performanță, demnitate, sustenabilitate. Va reuși acest lucru cu actuala echipă de la ISJ? Mulțumesc, spune cineva. Dacă voi reuși, se va vedea atunci când îmi voi termina mandatul. Cert este că, așa cum mă cunoști și tu destul de bine, sunt un om destul de determinat și îmi doresc să se întâmple starea de normalitate, să se întâmple o creștere a prestigiului școlii gorjene și îmi doresc de asemenea să rămân un coleg adevărat alături de colegii mei, îmi doresc de asemenea sprijinul colegilor mei, de una singură niciodată nu se poate face nimic, echipa este extrem de importantă, în ceea ce privește echipa de acum, aceasta este o problemă la care nu mă gândesc deocamdată, pentru că noi avem de parcurs anumite etape, examene naționale și o schimbare în timpul jocului nu este Vă întreabă cineva și ăsta, întrebați pe doamna inspector școlar general, care sunt primele trei priorități la acest moment?
Primele trei priorități la acest moment, păi prima, am spus-o din prima declarație de presă, reinstaurarea firescului și a normalității. Despre ce vorbea exact. Mesajul mai devreme. Creșterea, da. Creșterea calității și sprijinul dascălilor din județ, pe care mi-l doresc foarte mult. Da? Nu se poate performanță fără colaborarea cu... comunicarea și colaborarea cu dascălii. Cineva spune, felicitări pentru rezultatele obținute de elevii gorjeni, faptul că dumneavoastră manageriați acum învățământul gorjean poate fi semnul spre o reușită viabilă și în anii următori. Putem să ne gândim că poate fi semnul unei reușite viabile și cunoscându-i pe profesorii care au rezultate și pe elevii mei de la clasa 5-a până la clasa 12-a, vorbesc de Colegiul Național Tudor Vladimirescu, unde sunt titular, sunt absolut convinsă că vom avea rezultate în fiecare an, cunoscând și elevii de la Spiro Haret, unde la fel, sau de la Ecaterina Teodoru, de la Virgil Magiar, unde am participat la o olimpiadă națională, unde am organizat o olimpiadă națională, de la colegiile tehnice, unde elevii au obținut rezultate deosebite pe partea tehnică, eu sunt absolut convinsă că vom avea rezultate bune, pentru că avem și nu trebuie să nu spunem acest lucru, profesori bine pregătiți. Și am încredere în colegii mei. Spune cineva, vă rugăm să veniți în școli, pentru că în unele există o dictatură a directorilor, dumneavoastră să normalizați lucrurile, spune cineva. Sunt prin școli, să știți că astăzi am avut o vizită la Urechești, am văzut Urechești, Tâlvești, Drăguțești, adică până la ora 12 am fost pe teren și mâine voi fi pe teren, dar nu le spun unde mă duc, că este important să mă vadă pe acolo și o să mă vadă sigur în toate școlile. O să intru, am fost în grădinițele din municipiu și aș vrea, dacă tot mă duc prin școli, să vină la mine și să-mi spună, pentru că dacă mă duc și mă întâlnesc cu directorul și mă întâlnesc cu profesorii și dumnealor se feresc, înseamnă că ar trebui să-și asume. Doamna general, avem o problemă, aici e o dictatură. Eu nu sunt adeptul dictaturii, pentru că noi, ca profesori de istorie, suntem împotriva oricăror dictatori. Păi, tocmai de asta, în ultimile minute ale emisiunii noastre, aș vrea să abandonăm puțin inspectorul școlar general, adică să-l lăsăm cu problemele lui și da, să mergem pe partea de istorie. Înainte de a vorbi și de această carte care a apărut de câteva zile, să spunem așa, da, Monumentele Gorjului, repere ale întregirii naționale, înainte de a vorbi de carte, haideți să vorbim puțin de agenda istoricilor din următoarele săptămâni, următoarele zile, pentru că sunt mai multe activități. Miercuri avem un simpozion, da, simpozionul organizat de Inspectoratul Județean, Școlar și de Societatea, da, Științei Istorice. Societatea de Științe Istorice și Inspectoratul Școlar, unde cam fiecare an participăm și eu și tu. De data asta particip și în calitate de inspector, dar și în calitate de profesor de istorie. Eu sunt mai întâi de toate, așa am spus și le spun tuturor, un profesor de istorie căruia îi place și cercetarea, dar întâi de toate nu sunt inspector școlar general. Aceasta e o funcție efemeră, trecătoare, repede se duce, repede trebuie să lăsăm ceva în urmă, dar profesor de istorie sunt până ies la pensie și după, pentru că voi scrie și după ce voi ieși la pensie. După aceea avem sâmbătă, da, un concurs care se desfășoară la școala dumneavoastră. Da, la Moștenirea Maghierilor, este ediția 6-a deja. Poftim. Și cumva sunt ambele persoane de la această masă sunt legate de acest concurs de la prima ediție. De la prima ediție, dar noi am început, împreună am început când am realizat și un consorțiu. Da. Primul consorțiu din județul Gorj. Al liceelor tehnologice, adică Colegiul Tehnic Maghieru, Henric Coandă și da, Școala Bălești. Da. Vreau să vorbim puțin despre această carte pe care pe mine m-a surprins în mod plăcut, pe lângă informația istorică, munca depusă pentru a aduce între două coperți monumentele dedicate întregirii naționale din tot județul. Iată, așa arată această carte. Este o documentare foarte importantă. De 2 ani de zile, așa, de prin 2 ani județ. De zile. Practic ați bătut întreg județul. Practic știu toate, mă rog, să nu zic toate, că mă bate Dumnezeu, poate am mai scăpat vreuna și atunci e incorrect, nu trebuie să folosesc cuvântul toate, așa le spun elevilor mei și atunci nu trebuie să zic toate. Am încercat să intru în cele 70 de comune, am intrat cu siguranță, 366 de sate le-am văzut cu siguranță, poate am scăpat unele cătune. Ceea ce a cuprins școală, biserică, cimitire,
și troițele din zona respectivă, de asemenea fântânile dedicate eroilor din primul război mondial și din al doilea război mondial. O muncă de cercetare care a presupus și studiul arhivelor locale. 2 luni de zile am stat la arhivele locale doar pentru tematica aceasta. Am revenit, am mai stat după aceea încă o lună, după ce am făcut munca aceasta de documentare pe teren. Eu am zis că a fost o excursie a mea. Zilele de sâmbătă și duminica erau dedicate acestui proiect, în care mergeam câte 60-80 și gândiți-vă că am mers până la Dănciulești, ceea ce a însemnat că am mers pe Stoina și am trecut în județul Doruș și am venit pe Dănciulești, pe Rădinești, intrând pe partea aceasta la Căpreni. Adică am încercat să parcurg tot județul Gorj, de la primul sat până la ultimul sat, pe toate văile. Da, este o carte extrem de necesară, cred, în fiecare bibliotecă școlară. În biblioteca, chiar vorbeam în redacția noastră de aici, ANSA TV și numai a Verticalului, despre faptul că e extrem de utilă ca document pentru documentarea noastră atunci nici când pornim la reportajă. Nici nu există la nivelul județului Gorj o carte despre monumentele din județ. Am încercat să identific, ca să mă informez atunci când am început demersul acesta de cercetare. Nu am găsit nicio carte, am găsit o carte apărută în 1970, dar care se referea la nivelul, la întreaga țară, unde erau 50 de monumente, doar 50 de monumente trecute în repertoriul respectiv. Le-am notat că așa este, așa trebuie să facă un cercetător, dar munca de teren a fost cea mai utilă și cea mai importantă. Am încercat să stau de vorbă cu oamenii locului, am avut sprijinul unor colegi care m-au ajutat cu materiale, adică cu cine n-am discutat eu, au discutat alți colegi de-ai mei și mi-au trimis informații, colegi cărora le mulțumesc pe această cale, foști elevi care m-au sunat că au văzut pe Facebook că tot pun monumente și mi-au sugerat că mai sunt și în alte zone, le-au depistat, m-am dus. Elevii actuali de clasa 12, care la fel m-au sprijinit și m-au direcționat spre anumite zone pe unde nu știam eu, adică gen Roșia, Damaradia, nu fusesem, am fost până la urmă să le văd, acolo sunt câteva monumente, unele sunt extrem de interesante. Am găsit monumente inedite cu harta României Mari, cu coroana regală pe care Ferdinand a avut-o pe cap la încoronarea din 1922 și această coroană se află, bineînțeles, în formă stilizată, pe monumentul de la Dobrița. M-am și mirat că a rezistat în timpul regimului comunist, pentru că au fost monumente care au avut vulturi pe soclu și vulturii și-au luat zborul în timpul regimului comunist, au fost demolați, au fost dați jos, îngropați, unii au fost regăsiți, inclusiv istoria monumentului de la Ceauru, o cunoaștem foarte bine, știți foarte bine că ați găsit dumneavoastră, ați depistat în calitate de director un soclu de monument, a trebuit să faceți un alt monument în fața școlii. Da, el cândva a fost refăcut parțial în ultimii ani și rămăsese partea de soclu și ăsta vechiul soclu, vechi, da, aruncat într-un vultur, da. L-ați făcut un monument, felicitări pentru demersul acesta. Da, meritul este în primul rând al primăriei Bălești, dar și al școlii, noi suntem și gazda, noi beneficiem de el în școală. E în curtea școlii și atunci eu zic că până la urmă inițiativa a pornit de la școală și susținerea de la comunitatea locală, că așa este normal. Toată cercetarea aceasta m-a făcut să cunosc zonele județului Gorj și să realizez așa că există sate în județ care nu mai durează foarte mult, care vor dispărea, pentru că nu mai au locuitori. Lucru care se va întâmpla în 20 de ani, așa. Da, istoria monumentelor să ne ajută să păstrăm în memorie măcar acele locuri. Bine, monumentele nu dispar chiar dacă sunt... Monumentele nu dispar chiar dacă unele sunt în ruină. Am fost foarte dezamăgită de un monument pe care l-am găsit la Curtișoara și de fântâna de la Curtișoara.
o fântână ridicată de o persoană fizică, dar care nu a fost niciodată recondiționată și refăcută. Și de asemenea, monumentul care era doar un soclu, un simplu soclu, nu mai avea nimic pe el. A fost odată monument, acum există doar soclu monumentului. Sper ca cei care vor citi și vor pune mâna pe carte din comunitatea respectivă. Unde poate fi găsită cartea sau unde va fi găsită în perioada următoare? N-am făcut lansarea de carte. O să fac lansarea de carte săptămâna viitoare la Biblioteca Județeană și cartea o să o bag după aceea în librării. Sigur o să fie și la chioșcuri, și la câteva chioșcuri de la Parângu, de la câteva chioșcuri de ziar. Da. Cum se practică acum, pentru că acum cartea se găsește foarte mult în aceste chioșcuri. De când exact. Nu mai prea sunt ziare, se găsesc cărți. De când nu mai sunt ziare, avem mai mult cărți și avem câteva care chioșcuri unde doamnele m-au întrebat, dar n-a scos nimic de Gorj, că toată lumea mă întreabă dacă avem vreo carte. Cei care vin la Gorj caută și aceasta exact. Eu pot să viziteze Gorjul prin intermediul acestei da, cărți. Da, pentru că eu am date despre fiecare comună, câte sate, care sunt satele arondate, unde se află situată comuna, adică am dat și date de geografice eu, așa. Eu mărturisesc că am primit această carte, abia aștept să o citesc, mai ales că cu siguranță despre ea se va vorbi și în următoarele evenimente care se vor face la nivelul Gorjului, cum spuneam, simpozionul Gorjul Vatră de Istorie, ediția 34-a și bineînțeles lansarea programată săptămâna viitoare. Da. Am ajuns la finalul emisiunii, colegii din regie, tot fac semn că am cam depășit timpul. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune, cu siguranță pentru că avem acea dezbatere care se prelungește și în luna iunie, cred că trebuie să revenim mai atent asupra dezbaterii de, și cu propunerile. Mai ales că miercuri avem ședință cu directorii și va fi o nouă dezbatere pe acest ăsta și vom reveni cu acest subiect în săptămânile următoare în funcție și de programul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic alături de noi, inspectorul școlar general al județului Gorj, Marcel Amrejeru. Mulțumim pentru atenție! La revedere!